Părinți de Gașcă Cu Mirela Retegan La Europa FM Bună dimineața, ce frumoasă este viața Sunt Mirela Retegan și suntem din nou împreună La o ediție Părinți de gașcă. Iar astăzi l-am ales pe cel mai de gașcă dintre toți părinții pe care eu îi cunosc. Astăzi vreau să vedem cât de important este umorul în relațiile dintre părinți și copii. În relațiile dintre noi și părinții noștri și în relațiile dintre noi și copiii noștri. Și nimeni nu ar fi fost mai potrivit decât Costel. Bună dimineața! Bună dimineața. Ce frumoasă este viața și această prezentare. A. A fost foarte faină, da. Mulțumesc. Mulțumesc de mult. Vreau să te am uh, la microfonul emisiunii și să povestesc cu tine pentru că dincolo de ceea ce știu oamenii pe scenă, eu te-am văzut uh, tată, soț, om normal. <laughs> om normal, au, wow, da. Foarte rar mai am, adică nu rar. Hai să nu exagerez. Dar, din ce în ce mai puțin, uh, am timpul pentru a fi un om normal. Adică, doar pentru mine însumi să mă țin, știi? Dar ce mi-a plăcut la tine este că știi să profiți de acel timp. Da. Și știi să o iei pe soția ta de mână și să vă faceți timp pentru voi doi? Da. Fără să te simți vinovat că stau acasă cei trei copii? Ba, vinovăția este. N-am cum, cum să scap de ea total. Un pic e, având în vedere că... Da te uite, cu ea. Da, trece lejer, trece foarte lejer, dar dimineața așa când mă trezesc și îmi dau seama că sunt în vacanță de deja câteva zile și în continuare nu am, nu e stresul ăla de dimineață de pregătește-mi cu dejun... Haide, toată lumea cere câte ceva, știi, și se întâmplă. De, de, dezvoltă o anumită obișnuință, viața asta de părinte, și în momentul în care nu mai ești, știi, ești în vacanță sau așa, e un pic ciudat în prima parte a zilei până te izbește relaxarea aia și lipsa de stres, știi? Stai un pic și ești, ce, ce se întâmplă. Ce-mi lipsește? Uh, sunt în vacanță. <laughs> pot să doar până când vreau, pot să. Eu, eu cum trebuie să mă port? Dar acolo? nu știi, nu mai știi cum să. ce să faci. Nu mai știi ce să faci cu mâinile, cum era vorba în actorie. actorie. Și uh, e un o, e o moment așa de mică panică în care ești. au. Oh, n-am absolut nimic de făcut. Îți mai amintești cum era viața ta înainte să ai copii? Ah! <laughs> iai, iai, iai! Era foarte, cum să zic, nu liniștită, că nu aveam o viață liniștită, dar era mai, cu mai puțină responsabilitate. Mă trezeam dimineața și singura mea responsabilitate eram eu să beau niște apă sau... Da, și atât după dat, o noapte lungă? După o noapte lungă am avut parte de o viață plină de distracție. D Na, Acum cumva, parcă trebuie să recuperez cu, cu familia, dar uh, am, am decis când am intrat în anul 1 de facultate, știu că s-ar de la una la alta, dar o să am Hai, o te eu înapoi. Așa. Când am intrat în anul întâi de facultate, de fapt de ce am vrut să dau la facultate era să fiu independent să am timpul meu să fac ce vreau și voiam să ies în oraș în fiecare seară. Asta era... Și ți-a ieșit? Și nu mi-a ieșit în facultate, pentru că în facultate neavând bani, trebuia să ies marțea și miercurea. Mergeam în fire și cluba pentru că atunci nu era, nu era intrare. În weekend era chiar și 5 lei că era intrarea în club, dar tot nu-mi permiteam să mă duc. Și preferam să mă duc în timpul săptămânii și m-am -am gândit eu, zic, când o să ajung să-mi câștig banii, ies în oraș în fiecare seară. Și asta s-a întâmplat uh, în anul 4 de automatică și calculatoare, să intru în lumea cafe deco, implicit lumea de stand-up. Și uh, câștigam bani. Și așa, e în, fiecare și așa seară. în fiecare seară, vreau să zic de când am, la început în prima perioadă când m-am cunoscut cu Bobo, cu Bordea, cu Teo, cu Vio, cu Mihăluș și cu toată întreaga echipă așa, nu era doar ieșitul de weekend, era ieșitul în fiecare seară, nu aveam nicio responsabilitate și... Eu mi-am uh, uh, dorit să intru la facultate din mai multe motive, dar tata și-a dorit să mă duc la facultate, eu s-ar Și tata zicea, tu copilă, tu știi ce fain să distrează studenții? Da. Pentru că tata era un tată de gașcă. Și aș vrea să ajungem la această temă. Părinții tăi erau părinți de gașcă? Eu sunt copil făcut mai târziu. Și am avut parte de două perechi de părinți, părinții mei clasici, așa, și frații mei fiind mai mari și soarele mea și fratele meu fiind cu șapte, respectiv zece ani mai mari decât mine, au fost a doua pereche de părinți. Deci cumva părinții mei de gașcă au fost frații mei, pentru că eu eram puștan, să zicem a cincea, a șasea, când frate meu intrase în facultate în 90 și ceva, nu mai știu dacă 92, 93, și a intrat la AS în București. Deci era și la facultatea asta, cum ar veni, dăgașcă. E, și stătea în agronomie. Fratele meu stătea în agronomie și am avut, am fost într-o mică vizită la el și am văzut lumea studenției, am văzut studenții, am văzut cum e viața în cămin Care era relația ta cu ei? Puteai să le spui lucruri uh, grave? Mm, nu prea Nici nu, fraților nu. și nici părinților? Mm, nu Am înțeles, am, cu, am, cui le spuneai? Uh, prietenilor Um, relația mea cu părinții fiind tot timpul această să zicem uh, nu prăpastie dar pârleaz, pârleaz <laughs> să zicem, okay. așa, acest pârleaz între noi așa de, de, parcă îmi venea să-i protejez uh, eu să am nu numit, le spun eu am numit părinți de gașcă uh, părinții pe care îi acceptă gașca copilului lor Știi? Da. Și mi-am dorit foarte tare să fac această emisiune și să aduc la microfon oameni care privesc din diverse perspective situația, pentru că eu cred că foarte mulți copii nu spun adevăruri grave de multe ori și uh, intră în tot felul de belele din două motive mari. În primul rând, se tem că dacă află mama moare. Că mama e prea slabă ca să ducă un adevăr okay. și vreau să o protejez, sau dacă află, tata mă omoară. <laughs> Foarte, vă Pentru că asta, tata da. este uh, dur, agresiv, uh, nu. Și între astea, două frici, de multe ori se naște minciuna. Iar eu aș vrea cumva să-i încurajăm pe părinți să devină acei părinți în ochii copiilor care duc adevărul. Pentru că, de fapt, noi ducem adevăruri. Da. Există vreun lucru pe care n-ai putea să-l duci din ce ți-ar spune copiii tăi? Nu. nu. Și sunt sigur că nici părinții mei nu aveau o problemă în a duce treaba asta. Eu chiar am Iar o Africa poveste... Ta. Am o poveste pe care am zis-o la stand-up și mi-a plăcut foarte mult. Legată de facultatea de automatică și calculatoare și faptul că nu am terminat-o și că i-am mințit pe ai mei că am terminat facultatea, adică am mințit chiar și până într-o perioadă aproape de maturitate, să zic așa, 23 de ani, 24 de ani și în continuare am simțit nevoia să-i mint până la un punct când tata a venit, tata a venit în București și s-a dus clase, cum știa el, voia să afle adevărul, s-a dus la secretariat la automatică și la calcul, și calculatoare și a întrebat studentul Bojo Constantin. Cu cât a terminat el? Și doamna secretară probabil a râs gândindu-se că e încă un părinte mințit de student și de copil și i-a zis că mai am câteva examene și e, și tai că mi știind adevărul a avut o putere, a avut a un fel de... și când cunoști adevărul nu te duci direct așa, mamă, o iei pe ocolite așa, prima dată m-a întrebat dacă spun adevărul asta este cel mai fain am tras concluzia că adevărul are așa o mare putere că nu judecă minciuna nu te întreabă de ce minți ci spune tu chiar spui adevărul și mi s-a părut foarte fain atitudinea asta de chiar e adevărat ce mi-ai spus m-a lăsat pe mine să să aleg și bineînțeles că ușor ușor mă prindeam în acel moment că era stai puțin de ce mă întreabă lucrurile astea stai să vezi că s-a prins dar cum adică i-ai mințit? Ce le-ai zis? Păi le-am le zis că am creat o poveste am creat despre o finalul poveste de facultate. Stai să-ți spun că Hai, nu numai rog. că am creat această poveste, dacă eram doar la automatică și calculatoare, cream o poveste simplă, inginerească, da, de această facultate, demnă de această facultate. Eu în același timp eram și la teatru, intrasem la un ATC și eram anul întâi la actorie. Deci am creat acest personaj costel care Absolvent. cu adevărat termină. Deci nu o introdusesem și niște elemente de actorie acolo. Că ce am făcut? Nu am mințit așa pur și simplu, am luat telefonul și am sunat, vezi că am terminat, am luat nouă. M-am dus la, în holul facultății, în Politehnică, la ACE acolo, am, când erau, când se dădeau proiectele de diplomă. Am așteptat, am așteptat să văd cam pe la ce oră aș intra eu cu numele meu de familie începând cu B, da, Bojog, și când a ieșit un băiat, l-am văzut că era foarte bucuros că a scăpat cu proiectul de diplomă. Era, da, m-am încărcat de la el, a fost da! Și am, am luat și un da de la el și am sunat-o pe maică mea și m-a a răspuns la telefon. Bună, Coste! Zic, mama, am terminat cu automatica, am luat nouă! Bă tată, și când mi-am când mi dat seama că am zis o notă exagerat de mare pentru cât de bun am fost eu la automat. Adică am zis, băi, cred că m-am dus cam tare. Nouă, m-am încărcat prea tare de la băiatul ăla care a ieșit de acolo. Că era, da, și am fost, da, am luat nouă. Și în timpul ăla când am zis că am luat nouă, doamne, mi-am dat seama, bă, cred că am făcut-o, aici cred că am exagerat un pic. Și bineînțeles că ce a fost cel mai neplăcut din, de acolo înainte este că această minciună a rămas gravidă, a ră, ră, rămas gestantă și a născut foarte mulți puiuți, minciunele, băieți și fete. Minciuni, min, minciune care au trebuit din nou să le tot repet și așa mai departe. Am avut o pauză, bineînțeles, pauza aia de emoție în telefon care pentru mine a fost insuportabilă, pentru că știam că mai mea se, se, emoționase pe o minciună pe care am zis-o. Și nu numai că era, nici nu era singura acasă, nu era singură la telefon, vorbeam cu ea și veniseră niște rude de la Suceava, niște frați, era și taică-mi acasă, deci era o adunare. Aoleu, felicitări! Și a trebuit să-i mint și pe unchi. Deci a fost, a fost o, o, o situație foarte nasoală. Era, l-auzeam pe taică mi din spate, mă duc, te ți fac o șampanie. Era, venea un nenea milică, un frate de-al de -al mamei, pe care era, băi, ne poate, bravo, felicitări. Și mă simțeam din ce în ce mai mic cu fiecare minciună. Și, bineînțeles, a trebuit... Mă, asta încă o chestie foarte nasoală la minciună. Nu numai că ești singur în minciuna aia, dar mai trebuie să-i tragi și pe alții în minciuna Câți ani ai dus minciuna asta? Am dus-o vreo 2 ani, până când, la un moment dat, a trebuit să am acea înfruntare cu părinții și să am niște emoții atât de dubioase să mi se nece aici gâtul să am nodul ăla și să fiu foarte rușinat că i-am mințit atâta, știi? Era... Și mi-am promis, atunci în acel moment mi-am promis că eu nu mai mint niciodată. Așa mi-am zis. Na, acum știi cum e. Cel puțin în lucrurile foarte mari, în lucrurile care foarte ne pot mari. urmări în felul ăsta. Mi-a plăcut foarte tare, cum ai spus tu, că minciuna aia, care părea singură la început, da. de fapt a născut foarte mult pui de minciună și Ăsta este, uh, ce, partea ce, asta este partea cea mai grea în minciună. Că ea trebuie întreținută în permanență. Da. În timp ce adevărul stă acolo. E și ești drept, sigur pe el. E, e drept. drept. E, e, nu mai trebuie să-i dai nimic. Da. El există pur și simplu, indiferent da. de timp, de spațiu, de context. Să vezi ce fază interesantă, că toate cumva se leagă. Adică fiecare moment al vieții tale cumva generează apoi viața ta, nu știu, generează niște situații în viața ta. Pentru că eu dându-mi acest, cum să zic, ult, nu ultimatum, acest principiu așa de netăgăduit, gata, asta asta facem de acum, s-a întâmplat în relația cu soția mea să fiu în niște momente în care să mint. A, na, se mai întâmplă. Chestii, viață de artist. Și ținând aia în mine, ținând, iarăși a, cumva a făcut legătură cu momentul ăla de, bă, ai văzut ce se întâmplă când Ascuns ceva. Indiferent cât de greu este să spui adevărul, mai bine spune-l, chiar și așa, e bine să afle persoana respectivă adevărul, decât să tot uh, amâni sau să omiți uh, și așa mai departe. S-ar putea ca la început, așa cum ai spus tu, m-am încărcat de la băiatul acela și am putut să o mint pe mama da. cu toat, tot entuziasmul. Ăsta scade pe parcurs. Bine și idei s-au prins. La, de la un moment dat da, probabil, prins. dar știi din ce s-au prins? Din ce urla în tine, că ești bineînțeles mincinos, Că noi, bineînțeles. Noi, noi, noi urlăm asta în câmpul nostru energetic asta, corect. acolo nu o putem ascunde. Și oamenii încep să simtă și ei nu înțeleg ce simt, dar știu că simt. Și tu vii și îi spui acasă mamei sau soției, ești nebună, ți se pare. Și atunci o alimentezi și mai tare să-și dorească da. să afle <coughs> ce simte, de fapt. Și asta e o chestie care se întâmplă reciproc. Și când simți o minciună, la un moment dat e ceva care deodată te neliniștește. Cum, e, e ceva... cum îi ajuți pe copiii tăi să mintă cât mai puțin că asta că să nu mințim ne vine pur și simplu vine de multe ori e mult mai ușor da, să înțeleg. spui o minciună le povestesc un pic din experiențele mele le povestesc un pic despre cât de important este să învețe de mici să fie sincer și să spună adevărul cât de Puternică e treaba asta, chiar dacă urmează să fie pedepsiți, chiar dacă urmează să fie sancționați, și așa mai departe. Mustrați și așa mai departe. Curajul de a spune adevărul de cu cât îl înveți de când ești mic, e mai puternic. Adică, Iar consecințele sunt mai ușor de suportat consecințele decât consecințele. Momentan, copiii, că mi-aduc aminte și eu când eram mic, să fim serioși, făceam absolut orice ca să-mi obțin să-mi ating interesul sau să-mi ating scopul, știi? Făceam orice. Adică inclusiv minciuna era hai să mințim până aproape de straight face, poker face, ca să-mi obțin... Adică eu înțeleg că fac asta, când vine vorba de un ecran, de un telefon, de un joc și așa mai departe, că e poate mai mare la ăștia, copiii acum și cu jocurile. Uh -huh. Dependența se uh, conturează repede. Dar de ce ți-e cel mai frică pentru copiii tăi? Sincer, acum în ce punct sunt al uh, spiritualității mele, să zic așa, mi-e cel mai uh, teamă pentru ei să nu trăiască o perioadă în care omul se îndepărtează total de Dumnezeu. Cam asta e, știi, să rămână în pustiu ăla, așa mi se pare. A, ce frumos! Da. Ce frumos! Nu mă așteptam la asta. Da. E, vin, niște lucruri de genul acesta care, na, ușor, ușor se schimbă în percepția ta ca om, devii un adult care se apropie mai puternic de altă latură a vieții și deodată încep să vezi altfel lucrurile și vezi că ușor, ușor lumea Devine pustie. mine mă întreabă lumea, cum am lăsat-o pe Maia să zboare la șase ani? Maia zboară de la șase ani singură, pentru că tatăl ei trăia la Londra, iar eu o predam stuardului. Uh -huh. Și habar n-aveam ce se întâmplă mai departe, până era preluat acolo. După care a plecat și a studiat ani de zile uh, și a stat departe de mine foarte mult timp și le spun oamenilor că pur și simplu eu încredițeam lui Dumnezeu. Da. Și spuneam, Doamne, ia ta! <ră> ai e grijă corect. de ea că, Uite, eu acum. Femeile un pic sunt prinse în altă parte. Mai puternice la capitolul ăsta, nu știu de ce, dar în perioada, ultima perioadă, ultimii 20-30 de ani, mi se pare că poli, uh, familiei s-au schimbat. Femeia a devenit un pic mai autoritară și e partea mai dură, mai rece, mai uh, rațională. rațională. și bărbatul a devenit foarte emoțional, adică se simte tot timpul. Eu să, dacă, să zicem, sunt plecat în turneu și am o seară mai grea, a doua zi am, mi-e dor de copii, sunt foarte emoțional, așa sensibil, leu ce fac, mamă, dacă nu-i mai văd niciodată, adică e, dar înțeleg de ce, că e și goliciunea aia pe care ți-o lasă o discuție aiurea sau o prezență a unor oameni aiurea sau e efectiv și meseria pe care o faci tu. O să sar un pic să zic în chestia asta. Am 42 de ani, fac de 20 de ani stand-up comedy și -am, am început să văd frivolul din asta. Am început să văd partea care -i... Știi cum? Na, Cu ce vine la pachet? Cu ce vine la pachet? Știi că vine cu oamenii vin să râdă și ne adunăm acolo într-o anumită energie. Nu ne am neapărat cea mai înaltă frecvență acolo unde să primești. Așa vin și hăhăia la aia câteodată te afectează. De-aia cred că a doua zi vine sentimentul ăla de goliciune. Știi? Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai spus toate lucrurile astea. E A important. 6... Da. E, îmi, îmi doresc foarte tare ca oamenii care vin la această emisiune să fie autentici și să dea voie părinților care ne ascultă, pentru că majoritatea sunt părinți sau copii mari, adulți, <coughs> să accepte faptul că privim viața din perspective diferite, Clar. că ajungem la puncte diferite de înțelegere și de acceptare și nu trebuie decât să fim spectatori ai vieții lor celorlalți și da. să-i lăsăm să își ducă viața din punctul în care se află, dacă putem să-i inspirăm bine, dacă nu n avem da. niciun drept să judecăm. Eu, în 42 de ani, scuza mă că eu, de în 42 de ani, mi se pare că am văzut așa, că am trecut prin multe etape, inclusiv a cere unor oameni să gândească ca mine. Am avut și asta. Hei, de ce nu gândim toți la fel de ca De ce să nu fim? înțelegi? De ce nu înțelegi că pot te... eu, pot și tu, da, dacă eu am văzut, să văzut, vezi, vezi și tu. Fix așa, <laughs> numai cum gândim, numai o parte din noi. Și mi-am dat seama că, băi, da. O să fie greu să duci multe lucruri pe care le-ai greșit cumva, fără să-ți dai seama. De asta ajungi la un moment dat să înveți despre iertare și. Sunteți la Părinți de gașcă Costel, stand-upărul, unul dintre cei mai iubiți stand-upări din România și din diaspora. Este invitatul meu astăzi și ne întoarcem după pauză să vorbim despre umorul în relațiile cu copiii noștri, pentru că dacă în prima parte Costel ne-a povestit despre uh, o întâmplare foarte frumoasă și foarte importantă și foarte puternică din relația cu părinții lui, vreau să ne ducem un pic acasă la Costel, să vedem cum. Se descurcă el cu trei copii, unul de 10, unul de 9 și unul de 7 ani, și cu o soție foarte frumoasă și foarte bună, la care nu e ușor să-i faci față. Corect. <laughs> Ascultă Părinți de gașcă, cu Mirela retegan. Ne-am întors la Părinți de gașcă și dacă ați ratat prima parte a emisiunii, o găsiți pe Spotify și în YouTube în reluare pentru că trebuie neapărat să aflați povestea lui Costel și cum cum și -a Păcălit el că nu ne place cuvântul minciună, părinții că a terminat o facultate și a creat un scenariu, întreg un că nu degeaba este unul dintre cei mai iubiți stand up din uh, România. Îți mulțumesc foarte mult și le-am promis înainte de pauză ascultătorilor că ne ducem un pic acasă la tine. Okay. Trei copii. Haideți, vă invit! Așa, povestește-ne despre ei. Iubesc de nu mai pot, îmi place foarte, adică pe lângă faptul că îi iubesc, ce e fain e că îmi place foarte mult de ei, adică Așa. e sentimentul ăla de bă, îmi place de tine. Ok, ia pe primul și spune-ne ceva ce ar trebui să știm despre el. Paul este fratele cel mare și a luat în serios rolul de frate cel mare. E un băiat foarte jucăuș. Amuzant, esteți câteodată prea comod. Că s-au obișnuit cu. îi place să fie comod, nu, nu sare, nu e săritor la când e vorba de curățenie sau să facem ordine sau așa. Preferă să îi spun direct ce are de făcut decât să vină el să aibă inițiativă. Dar ce îmi place foarte tare este că în. În domeniile în care uh, îi place are, se vede că e pasionat, chiar își dă foarte mult interesul, și acolo am observat chestia asta că repetă. Deci, adică, Paula are 10 ani. Da, Paula are 10 ani. A urmat. Apoi e Petru, noi avem uh, în familia noastră am fost destul de încercați așa, pentru că Petru a ieșit prematur. La vreo șase luni și trei săptămâni, și în momentul respectiv, uh, Liudmila, soția mea foarte curajoasă și puternică, a stat cu el vreo două luni, cu Petru, în. Uh, cum se cheamă? Alea cam În incubator. Uitat, în incubator, vreo două luni de zile a stat la filantropia și a rămas cu Paula acasă și ea era. Uh, în, spital. în spital. Ceea ce a dus la mă laud și eu un pic acum, la prima formă, la forma incipientă de între show de podcastul între show pe care l-am cu colegii cu Vio și Teo, pentru că seara ca să mai dezaburesc un pic mintea și să mă mai relaxez, mă duceam în bucătărie după ce îl culcam pe Paul și uh, înregistrăm un pseudo-podcast, așa erau vreo 12-15 minute de înregistrare, care se chemau după ce l-am culcat pe Paul și avea conceptul că vorbesc în șoaptă și vorbesc cu oamenilor. Uitați ce se întâmplă, am această situație, eu îl culc pe Paul și vin la bucătărie și zic vreo, vă zic două vorbe. Acum vorbim de nu știu, stai, 2014, ceva de genul acesta, când... Dacă Paul are 10 ani și Petru are 9. Uh, 9 înseamnă că acum 9 ani. Acum 9 ani, ceva de genul <coughs> Stii, logic, ăsta. logic, știi? Așa, logic, logic, exact. Nu am stat să mai calculez, vezi, s-a dus partea aia de <coughs> De ce e Bună femeia la e bine, omului. E bine. Și vorbeam în șapte și aveam un sentiment de comunicare cu un public. Și de complicitate. Da, și de complicitate. Cu un... De asta mi a început să fie foarte interesant și de ce mi se pare foarte interesant și stand-up-ul și podcast-ul, că deși nu ai un public, totuși ai un public care știi cât te ascultă și cum, dar vrei să fie doar un anumit public. Fică fiica are o glumă Fica mea are 23 de ani, Maia, și zice când ză, predic... Pentru că da. asta este. Zicea, mamă, am uitat că tu ai făcut radio 25 de ani și nu știi niciodată dacă te ascultă cineva sau nu. Excelent. <laughs> pentru asta? tine important era să te așezi la microfon și îți veneau audiențele de două ori pe an și vedeai dacă ai și ascultători. Foarte bună observație. Foarte, foarte bună, bună Și bineînțeles că asta te generează un fel de a te vedea, știi? Adică... Și de a te raporta la da, exact. ce ai tu de comunicat și cui comuniști. că până la urmă, Pentru tine important era, eu, eu Văd publicul. Și asta îi spuneam mai Exact ce zici tu. Tu, tu simțeai că ai cu cine. Tu nu vorbeai singur în bucătărie. Eu îl vizualizez, mi-l imaginez. Da. Eu la radio vedem uh, o sală plină de oameni care mă ascultă. Hmm, aici e interesant hmm. că aici la stand-up, într-adevăr, când e să-mi generez material de stand-up, și imediat venim la copiii mei, cât mai importă asta. Când, genere... când mă gândesc la glume de stand-up, mă gând. Da, am un public în minte. Când vine vorba de podcast, pentru că am început. Cu asta, cu, după ce l-am culcat pe Paul, vorbeam cuiva, dar nu știam cu ei vorbesc, nu aveam un public, nu puteam să-l vizualizez, de aceea mi-a atât de ușor să zic lucrurile la microfon cu adevărat din, din interior, adică n-am nu mai am filtre. de la publicul -am care n-am așteptări, uh -huh. nu vorbesc într-un anume fel, Pentru nu mă corectez, anume. nu am dicția, nu -o, mă corectez un pic, dar nu asta e principalul, știi? Și e chestia de, băi, important e să zic emoția puternică sau gândul care e acolo, că ăla primul, prima emoție, primul gând ăla e cel mai important. Da. Dacă stai după aceea să te să le controlezi sau să le <coughs> Uh, cum se cheamă? Cosmetizez. Cosmetizez, uh -huh. mulțumesc. Uh, apar, apar alte gânduri, apar alte. Apar Dragă alte Petru, chestii. rămâi pe recepție, da. pentru că acum Tati o să ne spună ce ar trebui noi să știm despre tine. Dincolo de faptul că ești un învingător, care la da, șase luni s-a asta... încăpățânat să uh, își dorească să da. invadeze spațiul acestei familii da. și l-a obligat pe tati să descopere podcastul. Pentru că dacă Petru n-ar fi stat în incubator, da. tu nu rămâneai acasă cu Paul singur. Nu. Să-i mulțumim. Da. Mulțumim, Petru. Da, și de la el a plecat și ideea că m-am dus la. M-am dus în uh, green room între șor și le ziceam oamenilor, Luvio și Lutea, hai să facem aici, hai să facem asta. Mă rog, Petru e un drăgălaș, e bisteț, e, îi place foarte mult să râdă, mai ales când îl face Paul, fratele lui, fratele lui mai mare, să, să râdă, este extraordinar. E un foarte bun frate mijlociu, uh, pentru că e un foarte bun frate mai mare pentru Pia. Și este un foarte bun frate mijlociu pentru, pentru Paul, adică a ieșit când trebuie, adică e foarte fain să fii al doilea frate, știi? Că așa la fratele cel mare e un pic de prea multă responsabilitate și parcă pe tine cad niște lucruri, iar la fratele mijlociu ai ocazia să fii între, știi? Este și cu... Uh, ai și un frate mai mare, dar ai și responsabilitatea unui frate, că ești frate mai mare. În fine, Și Pia? Așa. Și Pia... Pia are șapte ani. Pia are șapte ani și uh, ea, la început, uh, a venit cu un pic de teamă pentru că s-a -a născut cu sindromul uh, Down, cu trisomie 21, ceea ce, să zic așa, pe mine m-a speriat un pic mai tare. Pe soția mea nu o sperie lucrurile astea pentru că ea este femeie și e incredibilă. Deci, după ce a stat în spital cu Petru, după ce... Asta povestea cu Pia, la fel, a trebuit să o nască în München, mi-am mers acolo, eu am rămas cu băieții. Deci ni s-au întâmplat niște lucruri și a fost tot timpul pe poziții. Eu sunt mai uh, temător din fire și să zic că aș fi mai comod. Și nu am, la început, nu știam cum o să fie, cum o să luăm viața cu, cu copiii așa și uh, după aia, s-a întâmplat să vedem că lucrurile nu sunt chiar așa cum sunt în și teama cum e Pia? noastră. Pia este o fată care e foarte veselă, e foarte amuzantă, e foarte deșteaptă. Plină de iubire? Și plină de iubire. Nu există este altceva decât iubire. Doamne! Deci, dimineața, de fiecare dată când mă trezesc, că bineînțeles că vine în pat la noi, așa, mă trezesc și cum se trezește zâmbetul pe față, care nu are cum să-ți dea o bucurie mai mare decât să te uiți la cineva care are un zâmbet pe față. Prin imitație. Și tot râzi, n-ai cum să te trezești lângă un om care râde și nu, Că eu asta o să fie, lasă mă faci. Noi, fiecare zi pornește, am, e o bucurie extraordinară în fiecare zi. Vă dați sunt... la fericire. Da. Fia. Da, <gătă> și mai mult decât atât, toată ideea când adică ce trăim acum, în perioada asta, e foarte bine pentru că sunt soluții, pentru. Toți copiii, să terapii și așa mai departe, ca să îi ajute. Și să nu-i marginalizăm că teama noastră știi ce face, ne închide. Și în loc să simțim, că o să fie copii care o să fie bulii cu fetița și că o să râdă de ea și așa mai departe. Și încerc să oferești și să. Eu îmi doresc foarte tare să fac o campanie, pentru că în vara asta am fost cu Kayaks este o asociație care accesibilizează sportul pentru uh, persoanele cu dizabilități. Da. Și la munte, și la Mare, și eu de vreo trei ani de zile sunt acolo alături de ei. Și ce am sesizat Costel în vara asta, mergând cu uh, Alex Ben nevăzătorul cu ochi alb, care a urcat Everestul și care este un fabulos, într-un grup de copii, Dintr-un centru de plasament, și nu numai, că, de, din păcate, copiilor le e frică de persoanele cu dizabilități. Le e frică, efectiv, erau, aulă, nu vede. Și cum merge? Și de unde știe cât e ceasul? Și cum se îmbracă? Și aveau o de mii de întrebări. Eu am reușit să intru în jocul lor. Am știu că am cu cine, că Alex e foarte deschis nice. și am început să-i împrietenesc pe copii cu nevăzătorul din fața lor. Da. Ca la final. Tot, tot experimentul ăsta, spontan, ne-am întâlnit pe plajă, adică nu era în planul nostru, s-a terminat cu fiecare copil dându-i mâna lui Alex. Alex și spunându-și numele, și pe urmă făceam tiribo, tiribum, Alex ghicește a cui mână o ții acum. Și copiii își dau mâna și el recunoștea wow, nice. Deci a fost fabulos. Iar eu îmi doresc foarte tare la un moment dat și o să am nevoie de ajutorul tău și al tuturor părinților care au copii speciali să-i ajutăm pe acești copii și pe părinții lor să nu da. se mai teamă de dizabilități să nu le fie frică da. pentru că din educația pe care noi o avem, din păcate nu știm să ne raportăm Exact. Și atunci preferăm să fim răi sau să întoarcem spatele sau să, Dar asta să, teama să ne Să ne maximă. Da. Nu e răutate, da. să ști, nu, e frică. frică. E frică, frică, frică. Și când nu știi ce să faci, anxietatea aia groaznică pe care o simți te determină să acționezi. O să vreau odată, la un moment istez. dat, când avem timp să vorbim despre asta cu tine despre Pia și despre uh, cum reușiți voi să uh, faceți unele lucruri pentru că eu cred foarte tare în inspirație. Cred da. că părinții se pot inspira din ce trăim noi și cei care suntem o voce putem să facem și asta. Pot fi încurajați și pot fi că eu în regret -am, știi ce s-a întâmplat destul de aiurea <coughs> nu încurajează Medicii de la noi nu încurajează părinții, oas, părinții aflați în astfel să... de situații, da. Da, mai degrabă le explică cât de greu o să fie. și da, ca, okay ca peste asta, tot, brate, nu e o okay. da, Noi, românii, întâi zice, eu, stai să vezi. Când te întâlnești cu cineva pe stradă și le întrebi cum ești, câți dintre ei zic ceva frumos? maxim bine neutru. Da, un neutru dar dintre da. În general, mă doare aia, nu am aia, n-am rezolvat-o pe cealaltă. Să vezi cu ce m-am confruntat, să vezi ce mi s-a întâmplat. da. da. Se schimbă da. lucrurile. Exact. Tu zici că ești, stai, stai că mi-am notat că mi-a plăcut foarte tare, monovenit, familie monovenituală. Mono și policheltuituală, doar că s-a schimbat asta, nu mai e așa. așa. E o glumă Erai veche. la un moment. Dat? Da, eram. Da. Era. E, pentru mine scena era locul în care asta am descoperit ulterior, în care puteam să las la suprafață inclusiv umbra, dacă știi despre lucruri de genul acesta, și așa. Personalitatea aceea care copilul interior, inclusiv umbra, partea aia care urlă, partea obosită, partea neîndreptățită, partea care... Pe care cei mai mulți oameni nu au unde să o exprime. Exact. Și stă acolo și mucnește da. și naște o grămadă de frustrări, frici și nefericiri. Da. Noi, din fericire... Având o scenă la dispoziție unde putem să jucăm la un moment dat da. niște situații, mai în glumă, mai în serios, pentru că și ce fac eu și ce faci tu pleacă de la niște adevăruri foarte da. profunde. Exact. Scoatem de acolo exact. și putem să le formulăm. Și putem să le, da, să le, pardon, formulăm, interpretăm și să și le oamenii... depășim. Și să le Din depășim, fericire. bineînțeles că asta e partea cea mai frumoasă, că putem să le depășim. Ce e interesant e că oarecum, prin mine, eu așa o văd, dar acum nu știu, oamenii mi-au mai transmis asta, spectatorii. Când împreună, prin râs și prin felul în care am prezentat situația aia care era Dramatic. dramatică, Dramatic. ok am putut să râdem de ea și să o minimizăm și la sfârșit senzația era, ah, ce fain, să eram eliberați cu toții, chiar dacă eu spuneam un pic mai mult din viața mea, iar ei cumva se regăseau și în același timp eu sunt convins aproape de chestia asta. Și acum asta. Ți se pare că nu mai ai nevoie să faci asta atât oh, de da, mult? Nu, hey. Ba da? Nu, nu există. <laughs> încă, încă mai sape acolo? <laughs> încă sap și îmi place, încă sap și se duce și mai doar că acum încerc să nu mai folosesc familia ca principal punct de inspirație. Asta era. Adică nu aveam altele. Dar probabil că acolo și erai. Păi, dacă eram constant între copii dute, cum au au crescut. Și poți să te mai relaxezi un pic. Și se vede în material. Se vede în. E despre evoluția noastră, nu e despre. Bașca, la un moment dat, când numai despre asta mi era materialul, bineînțeles că sunt atent și la ce mai zic oamenii. feedback-ul constructiv, nu vorbim de hate și de comentarii aiurea, că nu citesc pe, pe internet, nu mă interesează, dar uh, sunt câteva lucruri constructive de la anumi, anumiți oameni. Și mi-a zis un prieten, mi-a zis, bă, știi care e faza? Mie îmi place de tine, eu vin la tine la spectacol, doar că abia aștept să treci peste etapa asta pentru că devine foarte previzibil. Vei vorbi despre copii, familie și așa mai departe. Stand-up-ul tău o să fie despre asta și parcă am chef să aud despre altceva că nu mă interesează. Pe el Lumea el, el nu mai era în punctul ăla Și m-a dat, pentru că nu era da, cu copii da, era, da, Și da. mi-a dat-o direct Și a fost, da. mamă, știi cum e? tu mama, e de treabă, gata Și m-am fixat că nu e mare chestie Dacă ți iese asta 20 de ani de zile nu are cum să nu-ți mai iasă 20 de ani Nu se duce Trece timpul Ce le transmiți părinților Care au început școala Și care nu, care sunt așa, ca un puzzle Împrăștiat prin toată casa Răbdare, și cercă... răbdare, răbdare Asta ce ne spune și anumiți, ne spun stai, stai, stop. Și anumiți părinți. Dragi ascultători, dragi părinți, Costel are o rețetă secretă cu care puteți să reușiți să aveți cel mai bun început de în școlar. Ingredientul principal este răbdare. <cute> și, atunci... <cute> și încet, pași mici. <cute> răbdare Prima și dată iubire. Și faceți să nu curățenie în dulapul din hol. După aia, eu sunt obsedat de curățenie și atunci. Dacă știu că e cu timpul aici, vreau să zic repede, repede. De rog. Eu nu reușesc, fiind, o am această problemă cu ordinea, nu reușesc încă să o fac curată în casă. Deci a început școala și încă nu... Dar am zis așa, o iau încet. Și-am aranjat prima dată pantofarul. Deci primul pas îndeplinit. Vedem după aia, cu răbdare. Hai să ne spui câteva cuvinte despre filmul care apare în toamna asta. Ok. A, ah, uh, bun, okay, credeam că. Câteva cuvinte despre film. <coughs> A fost o experiență foarte, foarte plăcută pentru că echipa lui Mircea Bravo este una tare. Se vede că omul e un om extraordinar, Mircea. Bravo, care a muncit destul de mult și s-a educat, s-a instruit. Se vede că este asta pe el, pentru că e foarte atent cu echipa, are o echipă extraordinară. El era ultimul care pleca de pe platou, el era, el era ultimul care uh, avea grijă de toată lumea, inclusiv cei care se ocupau de producție, sandwich și așa mai departe. Trebuia toată lumea să fie ok. Și asta mi-a plăcut foarte mult să văd... Despre ce e filmul? Ok, filmul este o, un road trip, adică e în genul acela de film de călătorie. E o comedie. O comedie, da. Sper. E o comedie, da. Uh, simplă, comercială, lejeră, pentru întreg publicul din țară și uh, din afară, din diasporă. Uh, este un, o situație... Neprevăzută moare un personaj în Grecia în timpul unei vacanțe. vacanțe și pe ceilalți protagoniști au trebuie să-l ducă înapoi în țară. Este cam asta e rapid ce Cum se numește întâmplă. Filmul? Moartea în vacanță. <laughs> Ceea ce, eu, deși eu e un subiect care pe unii oameni s-ar putea sperie. să îi sperie și e pe bună dreptate să știți că și eu am, eu era că pe acest o pățesc anul ăsta în vacanță în Grecia, dar și situația asta că a apărut va genera, o să zicem, un material de stand-up cu care o să ne promovăm și filmul. Moartea în vacanță. Mai joc, interpretez acolo un rol destul de simpatic. E primul rol de principal pe care îl fac de când sunt, de când am terminat un atc -ul. Am văzut filmul. Am, eu sunt foarte critic și dur cu mine. Și e din perspectiva văzut, mea, da? e ok. E ok. Au, are are faze foarte funny, joacă Maria Popovici, face un rol care mie mi-a plăcut foarte mult. Mircea Bravo este un fel de, Seinfeld de România, să zic așa, pentru că e, își creează o, o identitate, un personaj Mircea Bravo care e în care se pune în tot felul de situații. Pe care îl punem în tot felul de situații, și Rodica, care este uh, un personaj extraordinar de simpatic. Uh, o experiență foarte faină va fi. E, premiera va fi pe 28 octombrie în București, pe 25 octombrie în Cluj și la premiera pe 14 octombrie, unde vă invit. Este doar uh, vizionare cu prietenii. Aha! aha. Custent, uh, unde te mai vedem în toamnă asta? În toamna asta voi fi în turneu cu Vio și Teo, încheiem cumva turneul de 20 în 40, că am făcut uh, anul ăsta 20 de ani de când suntem împreună ca trupă, fosta trupă deco și o să facem și un show mare la Sala Palatului pe 13 noiembrie, cred că e prima oară când îl, ne îl promovăm acest uh -huh. spectacol la Sala Palatului ar trebui să facem, ar trebui să cineva să ne ajute să învățăm să ne promovăm că nu prea știm și uh, pe la Club 99 o să fim căci la diasporă, renovat. mergeți în toamna asta? A, da, și în diaspora, sigur că da, unde abia așteptăm să ne întâlnim cu Florin. Florin eu Lazar. și eu, Zurli și da. băieții, avem același agent în străinătate, Florin Lazar, și uh, ne ducem în, aproximativ în aceleași locuri da. și ne întâlnim cu românii de acolo. <laughs> care uh, sunt grozavi, da. apropo, da. și o reacție și un feedback pe care îl dau, uh, adică e ceva fabulos, cum îmi place să zici. Unic. Și chiar Florin Lazar și enjoyevents.uk acolo puteți găsi bilete pentru că avem de 4, 5, 6 octombrie 4 Frankfurt, 6 München, uh, uh, nu, 4 Frankfurt, 5 München și 6 Viena și de pe 21 pe 24 noiembrie vom fi în Anglia tot cu Florin să ne distrăm și să râdem. Mulțumesc foarte mult! Și eu îți mulțumesc pentru... A fost pentru... o bucurie! Să știi că de obicei sunt foarte deschis și sincer și așa, dar mai aveam foarte puțin să mă emoționez foarte tare, adică de așa era? Să știi că o iau ca un compliment. Da, a fost fain! Mulțumesc tare mult! Cu drag! Costel a fost astăzi la Părinți de Gașcă și a fost o emisiune pe care cu siguranță eu voi vrea să o reascult, o găsiți în Spotify și pe YouTube. Eu sunt Mirela Retegan și pe zurli.ro găsiți programul meu din toamna asta. Eu nu mai am niciun weekend liber până în viitor la un moment dat. Așa că vă invit acolo să vedeți pe unde ne putem întâlni. Am un plan să ajung în 269 de orașe mici din România, reluăm orașele mari cu Maia în lumea Zurli și foarte Multe conferințe și evenimente la care voi fi prezente în această toamnă. Până data viitoare, să nu uitați, dragi ascultători, că în spatele unui copil bucuros e un părinte de gașcă. Părinți de gașcă cu Mirela Retegan la Europa FM.